Bună seara și bine v-am regăsit! Astăzi, în cadrul emisiunii Business Filosofii, l-am avut ca invitat pe Costa Popovici, săritor de la mare înălțime în apă. Cum în România nu există decât la Bacău un bazin care să poată susține astfel de sărituri. El se antrenează prin diverse țări, în lume, în Italia, în Danemarca, în Canada, în Austria, dar sperăm că poate o să aducă și în țara noastră acest microb al sportului high diving. Adrenalină multă, dar și o senzație extraordinar de plăcută de libertate și de zbor, pe care am încercat-o și eu personal, la nivel de amator, în bazinul acesta de la Lia Manoliu, din București, o săritură de la trambulina de 7 metri sau 7 metri și jumătate. Este o senzație extraordinară, v-am zis, de libertate și chiar dacă frica există acolo, nu poți să te abții și faci acel salt în gol. Suntem într-o perioadă în care Mercur, astrul comunicării, dar și cel al vindecării trecutului, este prezent și ne ajută să ne comunicăm mai bine emoțiile, gândurile și, până la urmă, dorințele profunde. Ceea ce ne împlinește cu adevărat. Sigur că întotdeauna în viață facem lucruri, avem activități care sunt mai mult sau mai puțin plăcute. Avem poate meserii, joburi care aduc anumite provocări în viața noastră. Dar în momentul în care îmbini și acea pasiune interioară și faci ceva care îți place, lucrurile se așează și apare mult mai multă ușurință în a fi, în a comunica și în a relaționa cu ceilalți. Apare o mai mare încredere în viață. Tema universală acum este cea a conservării și a venerației, care este însumbrită de frica de eșec. Succesul înseamnă ceva diferit pentru fiecare din noi. Adică este unul material, unul profesional privind cariera sau că ne dorim succes vis-a-vis de planul familial. Fiecare are valori proprii și dorințe în a realiza ceva anume. Să aibă succes în viață își dorește probabil fiecare. Dar cum spuneam, ceea ce înseamnă succesul pentru fiecare om în parte este ceva diferit. Este important să depășim această frică de eșec și atâta timp cât viața ne este guvernată de teama de a nu avea succes, nu vom fi niciodată relaxați în acest corp fizic, în viața de zi cu zi și vom rata, de fapt, viața însăși. Nu ne vom trăi potențialul pentru că nu reușim să punem în funcțiune și să stăpânim acest corp. Exact cum, uitați, Costa Popovici sare de la 28 de metri înălțime, de pe stânci, fără plasă, fără nicio garanție de succes, da? Doar prin repetiție, prin ajustări pe care le face printr-un mental puternic, depășește obstacole care ar putea să apară în calea acestor realizări și reușește să meargă mai departe. Fiind în același timp un spirit liber, care se aventurează în necunoscut, pentru că viața este într-o continuă schimbare și nimic nu este garantat. Nu ne este garantată decât moartea, care la un moment dat o să apară în această viață.
Ori tematica aceasta a conservării și a venerației este legată foarte mult de corpul fizic, de relația noastră pe care o avem cu materia, însă și cu banii care ne asigură supraviețuirea și, deci, până la urmă, este foarte strâns legată de frica de moarte. Cum o acceptăm și cum o gestionăm fiecare în parte, rămâne la latitudinea fiecăruia. Important este însă să o acceptăm, să ne împrietenim cu ea și să nu o privim ca pe o constrângere, să nu ne împovărăm mai mult decât este cazul, ci să știm că în această viață vom putea face tot ceea ce ține de noi, astfel încât dorințele noastre cele mai profunde să fie împlinite. Este de datoria noastră să ne folosim timpul și resursele, mai ales timpul, care este o resursă care nu se mai întoarce niciodată înapoi, să le folosim cu iscusință și să facem alegerile potrivite, astfel încât să ne asigurăm succesul așa cum îl vedem noi fiecare. Vă aștept săptămâna viitoare la rubrica Business la emisiunea Business Philosophy în cadrul rubricii Alegeri potrivite. Le mai încurcăm și noi, vedeți cum teama își face prezența chiar și în cele mai ciudate moduri. O seară minunată vă doresc, pe săptămâna viitoare.